Bună seara, stimați telespectatori. Este marți seară. Ne revedem la emisiunea Realitatea în Politică, Capital TV. Sunt Titi Sultan. Astăzi vom vorbi despre identitatea națională și patriotismul, practic elemente ce s-au cam uitat în ultimii ani din conștiința națională, din ceea ce înseamnă respectul față de tradiții, față de valorile spirituale și naționale ale statului român, dar, cu toate acestea, în cadrul alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie, există în eșichierul politic un partid care susține aceste elemente ca prioritate de afirmare în cadrul înființării și reglementării pe cale instituțională a celorlalte, practic, aspecte care generează un interes național legitim în concordanță cu aspirațiile poporului român, ale nivelului de cultură și, de ce nu, ale poporului român în toată spiritualitatea lui din punct de vedere constituțional. Astăzi, din păcate, o zi neagră din punct de vedere a nivelului la care a ajuns pandemia de COVID-19. Am înregistrat noi recorduri negative și anume avem peste 7500 de noi infectări, avem 120 de decese și, din păcate, 963 de persoane la terapie intensivă. Cu toate acestea, ziua de 6 decembrie va fi ziua în care dumneavoastră, cetățenii români cu drept de vot, vă veți exprima și veți alege pe cei care să vă reprezinte în următorii 4 ani în Parlamentul României. De ce? Pentru că Parlamentul României este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, pentru că Parlamentul României este format din Camera Deputaților și Senat, pentru că Parlamentul României este cel care generează și se bucură de anumite drepturi, dar ar trebui să aibă și anumite responsabilități, care, din păcate, în acești 29 de ani de parlamentarism s-au cam evitat în a se exprima în privința atitudinii pe care aleșii poporului ar trebui să le aibă față de electorat și inclusiv față de poporul român la modul general. Evident, norma de reprezentare potrivit legii 308 din 2015 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente, este de un deputat la 63.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori, fără ca numărul deputaților să fie mai mic de 4 sau senatorilor mai mic de 2. Mă refer la circumscripție electorală care corespunde unui județ. Evident că există și posibilitatea de redistribuire a unor mandate în funcție de acele locuri rămase nedistribuite, nevalorificate. Însă este un alt aspect care ține de modalitatea de organizare și de tipul de scrutin folosit în România, respectiv scrutin majoritar de listă. Însă, pentru că în aceste condiții, în care de multe ori s-a discutat despre posibilitatea de amânare alegerilor parlamentare, pot să spun cu certitudine, din punctul meu de vedere, cel puțin, că nu vor fi amânate alegerile și că în data de 6 decembrie, Parlamentul nou ales se va manifesta prin exprimarea unei atitudini guvernamentale potrivit Constituției și cu asta chiar închei, deoarece în articolul 103 din Constituția României se spune foarte clar că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care a obținut majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor care au reprezentare parlamentară.
candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere Parlamentului pentru lista guvernului și pentru programul de guvernare. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Evident, este nevoie de o astfel de reprezentare pentru că în momentul de față, zic eu, justificată această majoritate destul de oscilantă în Parlamentul României, ar determina organizarea cât mai rapidă a alegerilor pentru ca, de fapt la termen, nu organizarea mai rapidă, termenul fiind de 6 decembrie, pentru că în caz contrar, situația de acalmie la nivelul majorității parlamentare ar determina, eu știu, posibilitatea că atunci când guvernul introduce o ordonanță de urgență care trebuie ulterior să fie aprobată de către Parlament, să nu se întâmple situații care generează, știu, sincope în modul de abordare a procedurii legislative și implicit prin anumite, știu eu, contradicții care ar putea determina intervenția Curții Constituționale. Dar pentru că identitatea națională și patriotismul au reprezentat repere ale unui partid care o perioadă scurtă nu a mai apărut în viața politică românească, vreau să discutăm în această seară, pe lângă alegerile parlamentare care se apropie, și de aceste două atribute fundamentale, aceste două calități care au animat de-a lungul tradițiilor noastre strămoșești poporul român. Am invitat doi membri ai Partidului România Mare, ambii candidați la alegerile parlamentare, și voi începe cu domnul Dan Vasile, care este președintele organizației Ialomița Partidului România Mare și candidat din partea acestui partid la Senatul României. Bună seara, domnule Dan Vasile! Și în al doilea rând, și nu ultimul, bineînțeles, îl am ca invitat în această seară pe domnul Nicolae Andrei, care este candidat din partea Partidului România Mare la funcția de senator în județul Ilfov. Bună seara, domnule Nicolae Andrei, și mult succes în lupta electorală în care v-ați înscris. Voi începe cu domnul Dan Vasile. Domnule Dan Vasile, ce auspicii electorale credeți că vă determină în acest moment să vă înscrieți în această luptă electorală și de ce din partea Partidului România Mare? Înainte de a face acest comentariu, permiteți-mi, domnul Sultan, să fac și o mică apreciere vis-a-vis de situația destul de tensionată și gravă în care ne găsim, cu o statistică care, din nefericire, va schimba în totalitate viața tuturor dintre noi de pe întreg glob, nu numai din România. Această pandemie va modifica fundamental modul de comportament și de viața fiecăruia dintre noi. Și în contextul în care am ajuns la acest prag de peste 7.000 de cazuri declarate în urmă, în ultimele 24 de ore, îmi pun o întrebare personală, firească de altfel. Partidul de guvernământ care și-a luat angajamentul și și-a asumat responsabilitatea guvernării în absolut toată viața poporului și patriei noastre, consider că are foarte buni specialiști în spate care evaluează și propun măsuri importante pentru popor, în primul rând. Ca exemplu, s-au luat măsuri pentru menajarea tinerei generații, școlarilor, de a avea un învățământ la distanță, cu eforturile susținute și cunoscute de absolut toată lumea. Se iau măsuri într-o manieră cât se poate de dinamică vis-a-vis de
mediul sănătății, de spitale, de condiții, de posibilitatea de intervenție în situațiile de urgență în cazul acestei pandemii. Dar îmi pun întrebarea, de ce nu se, cel puțin nu se comentează verbal, nu se comentează direct despre posibilitatea amânării acestor alegeri? Oare care este de fapt interesul ca aceste alegeri să fie? E foarte simplu, cred că, și aici scuze că o să completez puțin, nu ca un reprezentant al guvernanților, ci dacă luăm în calcul alegerilor locale, unde Partidul Național Liberal, USR Plus, a obținut scorul destul de bine comparativ, de bune comparativ cu anul 2016, e, spun eu, nu neapărat normal, dar e evident din punctul lor de vedere, ca această cotă de popularitate să nu scadă, fiindcă amânarea alegerilor până în martie ar necesita din partea guvernului și a oricărui guvern care ar fi la conducerea statului, nu neapărat guvernul PNL, luarea unor măsuri privind restrângerea unor drepturi sau unor libertăți, ceea ce evident ar scădea din cota de popularitate a lor și atunci, până în luna martie, cine știe care ar fi efectele pe care le-ar avea eventuale alegeri atunci. Acum cât ei sunt în vogă, e normal, din punctul lor de vedere, să nu folosească niciun fel de demers pentru a amâna alegerile. De fapt, singura modalitate de amânare a alegerilor este introducerea stării de urgență pe care o face președintele României. Lucru pe care, evident, nu-l va face. Vă spun că și dacă vom avea 15.000 de cazuri pe zi, alegerile tot vor avea loc, pentru că ei vor invoca faptul că vor lua toate măsurile prin care sănătatea votanților să nu fie pus în pericol. Vă rog. Și scuze pentru de lucru. E foarte adevărat ce spuneți, dar să nu fim în situația în care expresia ne furăm căciula singur să nu fie valabilă. Mergem pe un simplu calcul banal aritmetic. Evident, care... sănătatea populației trebuie să fie prioritară. Nu alegerile, dar v-am spus care e optica lor și e greu să dai înapoi. Am când până pe 22 octombrie s-au depus listele de candidaturi din care faceți parte și dumneavoastră și domnul Andrei și atunci e normal ca, eu știu, să nu se mai necesite alte costuri. Gândiți-vă ce ar fi. Bine, nu neapărat din punct de vedere financiar, pentru că dacă luăm în calcul sumele de bani pe care statul le cheltuie în această perioadă electorală, statul, bineînțeles, statul le cheltuie și o să vedem, o să discutăm. Statul care, de fapt, suntem noi toți și mai da, mult atât, să nu uităm faptul că aceste cheltuieli nu sunt, produse, de nu noi, sunt da. Produse decât bani prin public. Efectul consumării acțiunii în sine. Sigur. Deci, dacă o luăm cinstit, haideți să o luăm într-un mod clar. Deci am închis școlile pentru o fluctuație de, pe ciclu de 100-200 de copii pe școală, pe localul de școală, iar dacă stăm să ne gândim un pic vis-a-vis de maniera în care se produc alegerile, în condițiile în care există promisiuni ferme ca de la începutul anului viitor să avem parte și să ne putem bucura de vaccinări care să stopeze această propagare a epidemiei, nu știu de ce statul reprezentat prin guvern este atât de categoric și încăpățânat să țină la alegerile într-un vârf de pandemie. În condițiile în care, dacă luăm, haideți să luăm un exemplu banal, un local de școală, care în general localurile de școală sunt zonele unde sunt secțiile de votare. Într-un local de școală cu, să zicem, două secții de votare, unde în incintă sunt reprezentanții partidelor și votanții, iar în două încăperi cu prezență de, să zicem, 15-20 de persoane, iar în toată școala cu personal auxiliar, jandarmi, polițiști și ceilalți
ne ridicăm la o prezență permanentă de 50 de persoane, grosomodo zic, 50 de persoane cu fluctuație la nivel de 10-15 minute, timp de 14 ore, în condițiile în care noi am restricționat învățământul clasic, fizic, de în localul respectiv de 100-200 de copii cu personalul școlar pe ciclu de 4-6 ore. Cum vi se pare această fluctuație permanentă de prezențe într-o incintă închisă, care nu știu cât de ușor ne este să o controlăm, ca propagarea epidemiei nu poate fi amânată după lansarea unei vaccinări declarate oficial, chiar și de președintele statului? Da, o să răspundem la această întrebare imediat, însă haideți să revenim și la celălalt invitat, care, pentru că este pentru prima dată în studioul Capital TV și pentru că este membru al Partidului România Mare, l-aș întreba ce l-a determinat să se înscrie în acest partid politic. Asta este prima întrebare pe care i-aș adresa-o și apoi pentru fiecare dintre dumneavoastră, când timpul ne va permite, dar după ce aprofundăm acest subiect foarte important pe care dumneavoastră l-ați ridicat, adică amânarea alegerilor din cauza riscului pandemic, voi reveni și cu altă întrebare pentru amândoi candidați. Întâi, deci domnul Andrei Nicolae, repet, candidat din partea Partidului România Mare la funcția de senator, circunscripția electorală Ilfov, ce v-a determinat să vă înscrieți în Partidul România Mare? În primul rând, țin să vă mulțumesc că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră și pot să vă spun că m-am înscris în competiția electorală deoarece 25 de ani am lucrat în cadrul Ministerului de Interne în sistemul de siguranță națională, mai precis în cadrul Poliției Române, unde potrivit Constituției și legilor în vigoare, nu am avut voie să facem... Da, pentru că este un articol în Constituția României, la articolul 40, aliniatul 3, unde spune nu pot face parte din partide politice, judecători, curții constituționale, avocații poporului, membri active armatei, polițiștii, repet, precum și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică. Prin urmare, oricare din aceste categorii, în virtutea exercitării funcției, nu au voie să participe la lege. Dar avem un telefon direct, scuze că vă întreb. Da, bună seara! Vă ascult! Bună seara, Miror, da! Bună seara, Miror, candidat! Până acum, la toată emisiunea asta, am auzit numai despre COVID și despre cine ce face și de ce nu face și nu mai departe. Întrebarea mea pentru zi este simplă. Atunci când ajungeți, să ziceți că ajungeți în Parlament, fiecare senat, Camera Deputaților, care sunt primele obiective pe care le veți urmări în raport cu UDMR? A doua întrebare. Sunteți de acord că în acest moment alegerile făcute în circunscripție electorală sunt lipsite de sens în momentul în care 7.700 de oameni decid ulterior numele a 68 sau 173.000 de oameni și că acest lucru trebuie să înceteze? A treia întrebare. Da. Sunteți de acord că eliminarea imunității parlamentare trebuie făcută prin decizia celor care au ales respectivul parlamentar? Nici de cum prin decizia colegilor de cameră? Până la urmă, ei nu sunt judecători. Nu ei au acordat dreptul parlamentarului de a decide prin imunitate. Și sigur, nu au interesul să-și taie craca de sub picioare, lăsând de o parte sau de alta respectivul parlamentar. Da. Mulțumesc pentru intervenție. Deci, prima întrebare a telespectatorului nostru este, și apoi domnul Andrei vă dau cuvântul mai departe, în legătură cu întrebarea aceea, de ce v-ați înscris în Partidul România Mare după ce v-ați încetat activitatea, v-ați trecut în rezervă din
cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Deci prima întrebare. Prima măsură pe care dumneavoastră, domnule Dan Vasile, ați luat-o în calitate de parlamentar. E adevărat că aici intervine o sincopă. De regulă, parlamentarul de unul singur poate iniția un proiect de lege sau o propunere legislativă. Proiecte de lege le inițiază guvernul, dar odată ce a inițiat, poate printr-un parlamentar să fie introduse în cadrul dezbaterii. Asta ar fi, practic, principala măsură pe care un parlamentar poate să o ia. Însă vă întreb, în ce domeniu, probabil vrea să vă întrebe dânsul, veți dispune o astfel de măsură și ce ați face? Exact, când ați, prima chestie pe care noi ați face-o când ați dobândi mandatul de senator, pentru că fiecare dintre dumneavoastră candidați la funcția de senator în cadrul Senatului României. Domnul Dan Vasile. Sunt întrebări foarte interesante. La obiect, corect. Dar în același timp trebuie să fim realiști și să nu batem câmpii, să mă scuzați de expresie. Să spunem că ceea ce vrem noi să facem, chiar se poate face fără cvorumul necesar și fără o decizie colectivă. Cuvintele sunt alunecoase. În același timp, fiecare dintre noi ne dorim câte ceva important. Domnul care ne-a... Domnul Popa, care ne-a pus în această situație de a-i da câteva răspunsuri, trebuie să ne acordem, în primul rând, șansa să ajungem acolo, să ajungem să avem dreptul de a propune și de a participa la o decizie, ca să putem să ne angajăm în discuții fără niciun fel de fond și fără niciun fel de realitate, este foarte complicat. Din punctul meu de vedere, vă pot da câteva răspunsuri în acest sens. Bă. În primul rând, m-ar interesa starea națiunii, care cred că este valabil pentru oricare dintre noi. Starea națiunii înseamnă, în primul rând, protecția națiunii. Iar pentru ca să creăm această protecție a națiunii, este o cale lungă pe care trebuie să o parcurgem peste o perioadă destul de îndelungată de zeci de ani de zile, în care nu s-a consolidat și nu s-au făcut proiecte care să vizeze cetățeanul și națiunea. Deci ne interesează în primul rând România. Nu ne interesează, cum a spus dumneavoastră, întrebare cu două direcții. Ce măsuri am luat împotriva UDMR-ului? Nu luăm nicio... Aia a doua întrebare. Care va fi atitudinea față de UDMR? Nu luăm nicio atitudine față de niciun cetățean român. Pentru România, valoros este fiecare cetățean de orice etnie, din orice etnie provine. Pentru România este important orice cetățean care își iubește patria. Nu avem niciun fel de resentimente și nici nu creăm anumite stări și curente de resentiment. Și a treia întrebare, care mi-a pus-o domnul Popa, vis-a-vis de... Spuneți dumneavoastră. Deci prima întrebare. De? Imunitate. A treia. Da. Deci ultima întrebare era legată de imunitatea parlamentară. Dacă vi se pare normal ca imunitatea parlamentară să fie ridicată de toată Camera și nu de acel număr de 6-7 mii de persoane care până la urmă au votat acea persoană. Sultan, mă scuzați că vă întrerup. Da. Sunt convins că fiecare dintre noi, în momentul în care se apucă de un lucru, să-l facă. Și e interpelat în mecanica... Numai că vă întrerup pentru publicitate, imediat păstrați-vă ideea, ar veni după pauză și este un răspunsul la a treia întrebare din partea dumneavoastră și domnul Andrei la toate trei. Mulțumim. Pauză. Thank you.
Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. El, puștiu ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Societatea comercială Telecerna SRL, prin balastiera Rapoltul Mare, stația de asfalt și stația de betoane, vă oferă în Hunedoara și județele limitrofe asfalt și mixturi asfaltice BA16 și BA22,4, precum și o gamă largă de betoane de la B150 la B400. Vă oferim de asemenea prin stația de sortare nisip și sorturi între 0,4 și 0,8, precum și pietriș între 8 și 16 mm sau 16,22,4 mm. Informații suplimentare la telefon 0254 264 038 sau la adresa achiziții.telecerna@yahoo.com. Vă așteptăm! Simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne, nutriție, frumusețe, remedii naturiste, actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Da, am revenit după scurt un moment de publicitate. Vreau să fac unele comentarii, de fapt nu comentarii, unele aspecte să le aduc, să le scot în evidență, care țin de modalitatea în care parlamentarul român se manifestă în condițiile generate de regulamentele camerelor, de legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, ci de Constituția României, evident ca lege fundamentală. În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciu poporului și orice mandat imperativ este nul. Revenim foarte mult la acest subiect, pentru că oricum aveam de gând să-l atac într-unul din momentele importante ale emisiunii pentru invitații mei.
Privitor la ceea ce ar face un parlamentar în timpul mandatului, în afară de a introduce un proiect de lege, în afară de a adresa întrebări, interpelări către autoritățile administrației publice centrale, și aici mă refer la guvern, prin ministere sau alte organe specializate, de a participa în diverse grupuri ale Uniunilor Interparlamentare, de a avea anumite puncte de vedere în legătură cu modalitatea în care se desfășoară și sunt concretizate și transpuse în practică drepturile și libertățile fundamentale cetățenești, de a iniția, dar nu de unul singur, propuneri privind adoptarea unor acte normative, mă refer la inițiativă legislativă, care aparține și deputaților și senatorilor, inițiativa revizuirii Constituției, alte aspecte ce țin de dreptul parlamentarilor de a iniția anumite acte sau anumite acțiuni, nu avem. Cel puțin eu nu cunosc altele. Însă întrebarea a fost foarte concretă, foarte bine conturată, în sensul că, și o repet, pentru fiecare, în special pentru domnul Andrei, care trebuie să răspundă la prima întrebare, după ce, bineînțeles, domnul Dan Vasile va răspunde la cea de-a treia întrebare adresată de domnul Popa, respectiv, care ar fi prima măsură pe care ar lua-o sau ce ar decide atunci când ar începe activitatea în Parlamentul României, evident, după ce va fi validat și va depune jurământul. Așa se întâmplă. A doua întrebare, foarte, foarte importantă, legată de relația cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Fiind un partid recunoscut în eșichierul politic, pentru că este format din cetățeni români de altă naționalitate. Foarte bine a răspuns domnul Vasile Dan, în sensul că România manifestă respect față de toți cetățenii săi și aici pornesc de la un aspect foarte important, așa cum este el relevat în Constituția României, și anume în articolul 1. Și anume, România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenență politică, avere sau origine socială. Deci, în acest context, în mod evident, modul în care un parlamentar, indiferent din ce partid ar fi el, ar trebui să aibă atitudine față de o minoritate, fie ea maghiară, fie de reprezentanții altor minorități, care, e adevărat, nu pot să fie în număr atât de mare ca de mereu, ar trebui să fie bazată pe principiul respectării egalității în drepturi, pentru că cetățenii trebuie să-și manifeste și să-și exercite drepturile și obligațiile cu bună credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți. E adevărat, când intervin derapaje, în sensul că se încearcă introducerea unor proiecte de lege care au în vedere incitarea la discriminare, la separatism teritorial, eu știu, la o autonomie care nu poate fi transpusă în practică pentru că nu dă voie legea fundamentală, fiindcă integritatea teritorială nu face obiect al revizuirii Constituției, atunci e normal ca să ia atitudine, cum Partidul România Mare a făcut-o de fiecare dată atunci când a fost reprezentată în Parlamentul României. Privitor la cea de-a treia întrebare, foarte, foarte importantă, și oricum aveam de gând să discut, pentru că se discută peste tot despre imunitatea parlamentară, un lucru este clar. Un parlamentar candidează într-o circunscripție electorală, însă el, odată ales, reprezintă întreg electoratul. Nu întâmplător am spus că în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciu poporului. De asemenea, în timpul exercitării mandatului, deputatul sau senatorul poate fi tras la răspundere juridică pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi reținuți, arestați, percheziționați, fără înconvințarea camerei din care fac parte după ascultarea lor. Competența de judecată, bineînțeles, aparține în alte curs de casație și justiție, însă de ce toată camera trebuie să voteze, ridicarea imunității sau nu,
Pentru că, așa cum a spus la articolul 69, deputații și senatorii sunt în serviciu poporului. Popor înseamnă întreg electoratul român. Deci nu înseamnă și cum electorat, popor egal parlament, atunci evident camera din care fac parte va trebui să fie cea care dispune în legătură cu ridicarea imunității parlamentare. Însă în caz de infracțiune flagrantă, deputatul sau senatorul poate fi reținut și supus percheziției, însă președintele Camerei va fi imediat înștiințat de către Ministrul Justiției, iar Camera respectivă va dispune imediat revocarea acestei măsuri dacă cei din Cameră consideră că nu există motive temeinice pentru dispunerea unei astfel de măsuri. Imunitatea parlamentară se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene și nu numai. Este o măsură, este o faptul excepție prin care parlamentarul se bucură de o imunitate în sensul că aceasta începe de la data exercitării mandatului, după ce a fost validat și a depus jurământul, se încheie imunitatea odată cu încheierea mandatului, nu poate renunța la ea, este imperativă și de ordine publică, este o protecție, practic, a mandatului parlamentar, prin care acesta să nu poate fi expus unor abuzuri din partea altor autorități, pentru că atunci el nu și-ar putea exercita mandatul în mod, zic eu, constituțional. De ce? Pentru că pot exista anumite abuzuri din partea unor instituții, rețineri, masă, sau știu, arestări, care ar genera neprezența parlamentarului în anumite momente delicate în care se dezbat, zic eu, acte de importanță deosebită. E clară această măsură, această protecție, acest privilegiu până la urmă, dar o să discutăm și de alte privilegii care, din păcate, au fost transformate de către parlamentari într-un adevărat scut în ceea ce privește intervenția organelor jurisdicționale în a se manifesta și a lua măsurile care se impun. S-au făcut, zic eu, blocade de către anumite partide în a proteja parlamentarul de a fi dus în fața justiției. Au fost cazuri concrete, dar vom reveni dacă timpul ne va permite. Domnul Dan Vasile, răspunsul la întrebarea numărul 3 adresată de domnul Popa, privitor la imunitate. Care e opinia dumneavoastră? Conform zicalei, după fapte și răsplată. Dar așa cum trebuie să fim realiști, trebuie să ne supunem cu toții legilor și Constituției țării. Greșeala este valabilă pentru oricare dintre noi. Numai cine nu face, nu greșește. Să fim realiști. Dar în același timp, trebuie să respectăm legile țării și dreptul pe care l-am oferit celor care ne conduc în Parlament, cel puțin, prin votul pe care l-am acordat. Din partea celor care au avut dorința și voința să-și manifeste acest drept și această conștiință de a vota. Tocmai de aceea, pentru ca să putem corecta anumite greșeli ale trecutului, vă propun să veniți la vot și vă propun să acordați un vot de încredere Partidului România Mare. Da. Domnul Andrei Nicolae, haideți să încercăm să răspundem la cele trei întrebări adresate de interlocutorul nostru. Și anume, prima întrebare, ce măsură ați luat dumneavoastră în Parlamentul României ca primă măsură? Sau ce ați face în primul rând în Parlament în condițiile în care ați fi ales? În primul rând, trebuie să fiu ales, ca să fiu sincer, și nu pot să dau exact, domne, eu o să fac următoarele lucruri. Vreau să, ca prima măsură din partea mea, în primul rând vreau să avem niște legi mai clare și mai pe care să le poată înțelege orice cetățean. Să nu mai există atâta ambiguitate. Și atâtea modificări și atâtea... Da. Da, pentru că tot timpul legea se modifică în funcție de interesul de partid, de interesul de grup. Nu
pentru primarea interesului național sau cetățenilor. E o măsură obiectivă, corect? Mai departe. Deci ați gândi, zic eu așa, la o ambianță legislativă, la o simplitate, în sensul ca cetățenii să poată înțelege mai ușor. Legilor pentru a fi înțeles mai ușor. A doua întrebare. Raportul cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Cum îl vedeți dumneavoastră? Pentru că nu întâmplător domnul Popa a adresat această întrebare, având în vedere faptul că Partidul România Mare a luat de fiecare dată atitudine atunci când acest partid și-a depășit într-un fel limitele constituționale prin anumite, eu știu, manifestări, anumite lor de poziție față chiar de unele, zic eu, elemente de ordin istoric ale statului român. Vezi atitudinea lor față de Ziua Națională a României, vedem atitudinea lor față de tratatul de la Trianon. Nu toți. Nu toți, bineînțeles, nu generalizăm. Da. Însă spun anumite puncte de vedere care, iată, au generat... Paradoxal este că nu generalizăm, dar ținem cont numai de părțile negative. Da, asta e, din păcate, asta e realitatea. Dar de ce nu punem în balanță și efortul pe care îl fac realii cetățeni de etnie maghiară care își văd de o viață coerentă, concretă, gospodară, cinstită? Da, de bună vecinătate cu România. Da, așa este, foarte corect. Da, spune domnul Andrei. Eu, în primul rând, cred că și cetățenii de etnie maghiară trebuie, în primul rând, să respecte legile în țării care trăiesc. Deoarece și noi avem cetățeni români care sunt plecați în străinătate și care, la rândul lor, respectă legile țărilor unde muncesc sau unde desfășoară activitatea. Da, atâta timp cât respectă legile și românești, cred că trebuie să-i considerăm ca orice român din România. Bun. Dar dacă ei în cadrul Parlamentului divaghează și au anumite atitudini, dumneavoastră, bineînțeles, implicit, prin vocea partidului pe care îl veți reprezenta, veți lua o atitudine, nu atitudine în sensul de a se manifesta într-un mod discriminatoriu, ci o atitudine în concordanță cu interesele statului român și ale protecției cetățenilor. Nu veți avea o poziție, cred eu, de absenteism în anul atitudinii. În niciun caz. În primul rând, trebuie să înțeleagă că trăiesc în România, trebuie să respecte legile românești. Derapaje nu cred că vor avea toți cetățenii de etnie maghiară. Cred că sunt anumite grupuri care incită și fac anumite... Chiar susținuți susținut de Budapesta, acum nu știu cât de real este. Dar ei totuși sunt susținuți. Cel puțin au existat anumite comparații privitoare la modalitatea prin care statul român sprijină cetățenii români din străinătate, din anumite teritorii istorice, tradiționale românești, și în felul în care guvernul de la Budapesta sprijină aici cetățenii de naționalitate maghiară. E o mare diferență. Să nu uităm la școli, la limba lor și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că nu putem trăi cu ei, cum am trăit și până acum, în condiții de bună vecinătate, de înțelegere și, zic eu, de respect, reciproc. Foarte corect. Da. Bun. Întrebarea numărul 3. Domnul Sultan, vă rog. Mă lăsați să intervin. Da, vă rog. Ați spus două lucruri foarte importante. Da. Minoritate. Da. Și atitudine. Da. Deci dacă este minoritate și există o atitudine negativă, majoritatea nu își manifestă dreptul de majoritate? Cum, de exemplu? Normal și clar. Deci în momentul în care discutăm de anumite situații de extrem, majoritatea ar trebui să fie foarte evidentă. Dacă la momentele de extrem majoritatea nu este evidentă, înseamnă că majoritatea nu există. Majoritatea înseamnă cetățenii români de naționalitate majoritatea română. Există din este cetățenii români de naționalitate maghiară. Sau alții sunt cetățenii români de naționalitate. Să nu uităm că la momentul de față suntem conduși de o minoritate. Care minoritate? Parlamentară.
Cel puțin. Nu, e o majoritate facilă. Însă vreau să vă spun ceva. E o minoritate parlamentară care iau măsuri împotriva națiunii, indiferent cu ce jertfe. Deci eu am spus, chiar domnul președinte a spus clar în fața întregii națiuni că începând cu anul viitor există șansele să existe o vaccinare împotriva acestei pandemii. Deci, în condițiile astea, de aceea v-am pus întrebarea dacă, de ce guvernanții noștri minoritari, de teama unei depopularizări, nu își manifestă grija față de națiunea pe care o conduce, da, prin responsabilitate, corect, și asumare. Da, vă răspund imediat, pentru asta că înseamnă e foarte bine ceea ce m-ați întrebat, în primul rând pentru telespectatorul, să spun. Așa este. Deci, dacă luăm, există un articol în Constituția României, ceea ce presupune egalitatea și solidaritatea cetățenilor săi. Și anume, România este patria și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex. Cetățenii aparținând minorităților naționale se bucură de libertatea de exprimare a identității în concordanță cu legislația română și cu celelalte drepturi de care ei se bucură la același nivel cu cetățenii români. Vreau să vă spun că, cel puțin până acum, statul român a manifestat față de minoritățile naționale o garantare masivă a respectării drepturilor și libertăților acestora, încât chiar dacă la CEDO au existat câteva situații, putem spune că în cadrul statelor membre al Uniunii Europene, noi suntem pe primul loc în privința protecției drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. Chiar așa, mai mult decât atât, în Constituție e un articol 62 alineatul 2, unde spune că cetățenii aparținând minorităților naționale, care nu întâlnesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la un loc de deputat în condițiile legii electorale. Însă, cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentate numai de o singură organizație. Cu toate acestea, au fost situații în care statul român a fost acuzat că nu respectă drepturile și libertățile minorităților naționale. Da, în ce scuze, avem un telefon. Da, bună seara! Alo! Da, bună seara! Alo, bună seara! Se rămână. Am uitat de-o făcut. Cum am făcut de prea, nu dau de bine. Eu vă aud foarte bine. Alo. Noi vă auzim. Mă auzim? Da, foarte bine vă auzim. Da, deci... De unde sunați? Da. De unde? Da. Vreau să spun că ai în Asean mai multe drepturi, mai multe drepturi au unii decât românii. La ce drepturi vă referiți? Mă refer așa în general. De exemplu, acum am auzit și la televizor, la știri de multe ori, în județele Hachita și Copac, mai multe alte pe români pe care doresc să stea cu tricolor pe primărie. Ce înseamnă treaba asta? Adică unde ne trezim? În România sau în Bulgaria, unde? El trebuie să ne comande nouă să nu ne lase, să punem steagul sau să-l punem sau să facă face ce vor el numai. Nu încă fi pe unde aș fi comandat. Este așa. Lovita român, să-l vede române, îngurește, că mănâncă pune îngureasă acolo. Îi permita ca ceva în România. Până când o să le dăm voie să se comporte cu România ca cum se comportă? Și mai să facem din gură tot timpul și să le permitem orice. Dar aici le-am trebuit tot acum cu România, dar nu mai spune nimeni. Au împușcat caramilă, copii, bătrâni, femei gravide. Le-au bătat baloneta în burtă și le-au scos copii, le-au omorât. Asta spuneți evenimentele din 1990, din luna martie sau despre ce evenimente? Evenimentele de la aici la Trăbnea, din 40. Ah, am înțeles. Deci... Și din urmă, bineînțeles, dacă tot nu am pe care le-ai filozit ei, cu locul la pe familie,
Îl mai pomenește cineva? Se mai duce cineva să ducă mâncare, poate la povară dacă mai trăiește. Se duce drumul. Dar eu știu că șansele lor. Este mare metală viitoare, că suntem prea mulți, să știți. Da, am înțeles. Da. Și până când nu am atitudine, tot așa va fi și din potrivă va fi și mai rău. Până când o femeie avea și o să fie lui această pânt. Eu am mamă care trăiește și are 93 de ani și o trăiește în Indiana când erau hortiști aici. Știe ce s-a întâmplat atunci, era mică. Da. Da, mulțumim mult pentru intervenție. Alo? Da. Sunt atitudinii, într-adevăr, eu pot să le consider izolate. E foarte adevărat, dar totuși vreau să vă spun un lucru vis-a-vis de anumite aspecte ce țin de folosirea limbii maghiare sau limbii unei minorități naționale în cadrul administrației publice locale. E un articol în Constituția 120, alineatul 2, care spune foarte clar că în unitățile administrativ-teritoriale unde o minoritate națională este majoritară, se permite folosirea limbii materne, respectiv a limbii acestei minorități, nu fac referire neapărat la limba maghiară, în raporturile cu administrația publică locală, în condițiile legii care reglementează o astfel de situație. În privința arborării steagului național, există lege care reglementează la fel că în zonele unde este majoritară o anumită minoritate, ei au dreptul să-și arboreze steagul național, dar nu pot interzice arborarea steagului românesc. Sunt cazuri izolate unde autoritățile de acolo trebuie să ia măsuri. E foarte, foarte adevărat că în acele zone de care dumneavoastră ați făcut vorbire, Haghita, Covazna, chiar și în Bihor, spuneți dumneavoastră, există manifestări ale unor minorități care nu au dus la intervenția autorităților române în a rezolva această problemă, care practic dăinuie de foarte, foarte mulți ani. Totdeauna acest conflict, între ghilimele, între români și unguri în acele zone, cred eu că va trece o perioadă până își va găsi rezolvarea finală. Nu uitați, meciuri de fotbal, câtă pasiune negativă vorbesc, strânește de fiecare dată un meci de fotbal și nu numai hockey și așa mai departe, sau de handbal între echipe românești și echipe ungare, ca să nu mai vorbesc la nivelul echipelor naționale. Să sperăm probabil că vom trece și peste aceste, zic eu, vicisitudini ale istoriei, relațiilor dintre România și Ungaria, generate în special de revendicări teritoriale, și că vom putea conviețui cu ei în condiții de bună vecinătate, de prietenie, de armonie și așa mai departe. Revin însă la domnul Andrei Nicolae. Deci, privitor la, că tot de asta discutam, minoritatea maghiară. Dacă mai aveți ceva de... Despre UDMR, nu vorbim de UDMR ca partid politic. Dacă mai aveți ceva de adăugat la întrebarea domnului Popa, vă rog. Legătură cu UDMR. Adică a spus că da, e evident, dacă ar depăși anumite bariere, ați interveni. Rolul unui parlamentar este ca de orice parlamentar interveni printr-o declarație român, politică. El poate interveni și ia și a lua atitudine în cadrul plenului Parlamentului sau în cadrul unor ședințe, evident. În primul rând pentru respectarea legii și ordinii statului român. Nu, nu trebuie să ne gândim că acum trebuie să pornim, Doamne ferește, vreun război sau ceva civil împotriva. Da. Deci în primul și în primul rând trebuie să le aducem la cunoștință că totuși trăiesc în România și trebuie să le respecte legile românești. Corect. A treia întrebare, vis-a-vis de imunitatea parlamentară. Considerați, repet, deci exact întrebarea domnului Popa, considerați că imunitatea parlamentară trebuie dispusă, ridicarea imunității de întreaga cameră de care face parte deputatul sau senatorul, sau ar trebui ridicată imunitatea atunci când un număr de, să zicem, 7.000 de votanți aleg
un deputat sau un senator. Adică ar trebui retrasă imunitatea, ridicată decât de aceia care l-au ales pe parlamentar sau cum e acum de întreaga cameră? Din punctul meu de vedere, eu, dacă ajung în Senatul României, eu, în primul rând, nu cred că aș avea nevoie de o imunitate parlamentară. De ce nu aveți cum. Da, nu, chiar cum. Nu puteți refuza. Orice parlamentar care intră în Parlament, nu are ce face. Nu poate renunța la imunitate, nu poate spune eu n-am nevoie de imunitate. Cu imunitatea, practic, începe activitatea după ce ai depus jurământul. Nu poți renunța la ea. Este de ordine publică și imperativă. Nu poți. Deci se sfârșește odată cu expirarea mandatului. Eu aș fi de acord, în special, electoratul care m-a votat pe mine să-mi și ridice imunitatea parlamentară. Și de asta v-am și zis că nu țin. Eu merg acolo să fac lucruri bune. Să nu se încar legea. În primul rând trebuie să mă duc cu gândul ăsta că merg în Senat să adopt legi noi, să corectez legi care nu sunt ambigue și nu sunt exacte, nu le înțelege cetățeanul, sunt modificate prin 7.000 de ordonanțe în care la un moment dat trebuie să stai ore întregi ca să înțelegi ce vrea să spună legea respectivă. Bun. Privitor la prima întrebare, pentru că nici acum n-am reușit să o epuizez cu dumneavoastră. De ce ați ales să faceți parte din Partidul România Mare? Cum v-am explicat în prima parte, nu am avut până nu mi-am încetat raporturile de activitate în cadrul Ministerului de Interne, mai precis în Poliția Română, nu am putut să fac politică. În altă ordine de idei, de-a lungul timpului am fost animat de sentimentul de patriotism, deoarece fiind militar am jurat să-mi apăr țara în orice condiții, chiar cu prețul vieții. M-am înscris în Partidul România Mare și datorită considerentelor pe care le-am avut de domnul Cornel Vadim Tudor și implicit despre activitatea dânsului în care punea la mai presus lua de tot naționalitatea și patriotismul. Da. Interesul național. Atunci da, interesul național era... Viza. Însă după o scurt moment de publicitate vă rog să continuați și apoi revenim cu cele mai importante aspecte care țin de identitatea națională și patriotismul românesc. Pauză și revenim. O are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Societatea comercială Telecerna SRL prin balastiera Rapoltul Mare, stația de asfalt și stația de betoane vă oferă în Hunedoara și județele limitrofe asfalt și mixturi asfaltice BA16 și BA22,4, precum și o gamă largă de betoane de la B150 la B400. Vă oferim de asemenea prin stația de sortare nisip și sorturi între 0,4 și 0,8, precum și pietriș între 8 și 16 mm sau 16
22,4 mm. Informații suplimentare la telefon 0254 264 038 sau la adresa achiziții.telecerna@yahoo.com. Vă așteptăm! Simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne. Nutriție. Frumusețe. Remedii naturiste. Actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Victor Ilici Iovici, președinte, Ilici, auzi, Victor Iovici, președintele partidului. Am intrat. Am revenit după scurt un moment de publicitate și înainte de pauză, domnul Andrei Nicolae, candidat de partea Partidului România Mare la Senatul României, ne-a explicat motivele sau o parte din motive, cel puțin până la acel moment, pentru care el a ales să facă parte din familia Partidului România Mare și implicit să candideze pentru funcția de senator. Circumscripția electorală, vă rog, continuați-vă ideea. Deci, rămăsese la momentul în care a spus că în momentul în care dumneavoastră ați activat ca ofițer activ, neavând voie să vă implicați în viața politică potrivit Constituției și legilor, totuși, ați avut o anumită simpatie, era dreptul noastră de a avea, fiindcă altfel nu vă puteați exercita dreptul de vot. Evident, trebuie să votați și când votați fiecare dintre noi, chiar dacă face parte în aceste structuri, trebuie să aibă o anumită simpatie sau încredere către o anumită formațiune sau un politic. Ce s-a întâmplat mai departe? Da, cam acum o lună de zile am avut o discuție cu domnul președinte Victor Teodor Iovici, care mi-a explicat despre programul Partidului România Mare, care este un program foarte bine elaborat pentru susținerea aspectelor ce țin de patriotism, identitate națională, da. Ce am zis și eu, ce țin de acțiuni, acte împotriva defăimării țării și a națiunii, o spicuiesc din ce am discutat până acum în misiunea anterioare, dar probabil că dumneavoastră aveți și alte motive, vă rog. Da, și m-am înscris în competiția electorală pentru un mandat de senator și dar ce am considerat că a sosit momentul ca clasa politică să suporte o schimbare cu oameni care își doresc mai mult interesul național și patriotic decât ce s-a făcut până în prezent. Și interesul de grup personal, cum a fost timp până acum. Că s-a acționat în defavoarea interesului cetățenilor, din păcate, ei fiind cei care, și aici o să ajungem poate dacă timpul ne va permite, cei care își votează privilegii nemai întâlnite până acum, mă refer la salarii, la pensii speciale,
mă refer la indemnizații, mă refer la sume forfetare, mă refer la diurne, da? Și zic eu că a sosit momentul, din punctul meu de vedere, ca o clasă politică nouă, o clasă politică echilibrată, să poată să vină în scena politică românească formată din tine, din oameni animați de patriotism, de sentimentul de păstrarea tradițiilor istorice ale poporului român. Și ce s-a întâmplat mai departe? V-a propus ce, cunoscându-vă activitatea și mai ales pragmatismul, competența și seriozitatea, evident. Mi-a propus în primul rând, dacă doresc să fac parte din familia Partidului România Mare, dacă îmi doresc să-mi susțin ideile partidului de a fi un om care, în primul rând, își dorește să națiunea română să progreseze, cetățeanul să aibă mult mai multe drepturi, să aibă un venit cât de cât rezonabil, sau rezonabil cu... și care, cu care poate să întrețină familia și să, nu în al doilea rând... Astea sunt probleme pe care cetățenii români de regulă le ridică peste tot. Dom'le, noi, din punct de vedere al nivelului de trai, dacă stăm cât de cât bine, să ne întreținem familia, să putem să ne luăm medicamente, să putem să plătim datoriile către stat și, bine, înțeles, de a ne bucura și de anumite, eu știu, plăceri, respectiv vacanțe, de bine, din banii pe care îi câștigă în mod cinstit, atunci n-ar mai fi nemulțumiri la nivel, zic eu, macro în cadrul statului român. Dar aici trebuie muncă multă din punct de vedere legislativ, trebuie competență și trebuie oameni care să gândească în spiritul interesului cetățeanului. De aceea, vă rog. În primul rând, tot ce a pomenit colegul meu și dumneavoastră, sunt foarte bine creionate în programul politic al partidului pentru următorii 4 ani. Dar, în principal, ar trebui să ajutăm cetățeanul, poporul, să recapete încredere în Partidul România Mare, în conducerea colectivă pe care domnul președinte Iovici, Victor Iovici, a și proliferat-o la nivel de partid, că partidul în momentul de față este un partid cu conducere colectivă. Deci orice cetățean care are intenții patriotice, dorința de neam, dorința de a transmite ceva următoarelor generații, este binevenit în cadrul partidului. Să nu uităm totuși că nimeni dintre noi este nemuritor. Să nu uităm faptul că toți avem familii pe care trebuie să le susținem, să le întărim, să le consolidăm și prin mentalitate, și prin lege, și prin educație, da, corect. Și educație. Așa este. Și nu în ultimul rând educație. Să ținem cont că un popor cu elite este un popor educat, nu este un popor ușor de îngenunchiat. Pentru asta este necesar ca fiecare cetățean să aibă voința și dorința de a-și manifesta dreptul unic constituțional de a vota, de a-și manifesta atitudinea față de o voință, o dorință personală de a merge la vot și, în primul rând, de a ne acorda nouă Partidului România Mare votul de încredere. Așa cum colegul meu v-a spus și cu domnul Sultan, trebuie să ținem cont că România are nevoie de schimbare din toate punctele de vedere, pentru ca generațiile care vin după noi să pot prelua o ștafetă sănătoasă, o ștafetă pe care să o dezvolte în continuare. Nu să se transforme în
cărăușa unor datorii pe care generațiile noastre le-au generat. Prin modul în care n-am știut să avem atitudine, prin modul în care n-am făcut nimic să corectăm greșeli, incompetențe, lucruri care n-au fost făcute sau lucruri care au fost făcute prost și grav. Trebuie să nu uităm că suntem români în primul rând. Cum colegul meu v-a spus cu atâta devotare că a jurat pentru România și la drapelul țării, pentru slujba pe care a avut-o, trebuie să fim toți conștienți că ne-am născut pe aceste meleaguri pe care trebuie să le respectăm și să le transmitem în aceleași condiții deosebite generațiilor care vin după noi, copiilor noștri. E adevărat, dinamica socială în toată lumea este în mișcare. Nu contest aceste aspecte. Sunt lucruri foarte importante care țin în primul rând de noi ca națiune, nu ca modalitate de trai. Dacă știm să ne respectăm națiunea și dacă impunem niște reguli, cum s-au și spus, clare, simple, pe înțelesul tuturor, oricărui cetățean, în momentul respectiv, lucrurile se vor putea așeza într-o manieră calmă și clară. Regulile jocului întotdeauna, cu cât sunt mai complicate, cu atât jocul este mai complicat. Nu asta interesează. Să nu uităm că suntem într-un ciclu al vieții care are și sfârșit, nu are numai început. Să nu uităm că suntem datori față de cei pe care i-am născut, încercăm să educăm. Să nu uităm că trebuie să trăiască într-o ambianță și într-o societate unde regulile civilizate trebuie să funcționeze într-o manieră coerentă, nu într-un mod estompat, incoerent și fără continuitate. Da. V-aș întreba, domnule Andrei, și pe dumneavoastră, domnule Dan Vasile, ce aspecte importante ați identificat în județul Ilfov și care necesită din partea dumneavoastră în Parlamentul României o implicare pentru gestionarea și rezolvarea unor probleme pe care cetățenii județului Ilfov, asta spun pentru început, chiar dacă veți reprezenta întregul sistem electoral din România, dar în momentul de față sunteți candidat pentru județul Ilfov. Ce aspecte, zic eu, negative care necesită o, zic eu, reglementare și legislativă și din punct de vedere a intervenției altor autorități, ați identificat în județul Ilfov? În primul rând, dacă ați văzut și dumneavoastră județul Ilfov, în special orașele, Popești de Orteni, voluntari și astea, s-au dezvoltat din punct de vedere industrial, adevărat, economic, poate. Pentru că e normal. Da. Cred că, după părerea mea mai precis, s-a construit puțin haotic în aceste localități, având în vedere că nu au fost luate în considerare spațiile verzi, drumurile. Factorii de mediu, mă gândesc. Bineînțeles, totul. Da. Este suprapopulat la un moment dat și trebuie să ne gândim că suprapopularea duce la niște blocaje. Să ne gândim că majoritatea cetățenilor care stau în Ilfov lucrează în București. Cred că în unele momente ale zilei sunt cozi interminabile, gen cum erau pe Valea Oltului, pe Valea... Da, pe Valea Prahovei, când se ducea spre Mântuși. Și pe Valea Oltului, nu, și acolo erau. Totuși, așa. Da, e un element important, așa este. Aici ar trebui, știu eu, o implicare activă a Parlamentului prin ceea ce ar putea să facă, zic eu, chemând prin, la întrebări și interpelări pe anumite persoane ce exercită funcție. Exact. Îi chem la întrebări și
interpelăm și le solicităm. Da. Generată tot de politici. Sigur că da. Da, și tot de alege. Iar în momentul de față, mă scuzați, da, sigur. Toate aceste dezvoltări urbane n-au o coerență, cum a spus și domnul Nicolae, n-au o coerență pentru că nu s-au creat pe un fundament de infrastructură obligatorie, care înseamnă drumuri de acces, care înseamnă utilități pentru zonele respective, care înseamnă zone verzi, pentru că trebuie să recunoaștem că fără oxigen nicio ființă nu trăiește, iar oxigenul este generat de spațiile verzi. Modul în care s-au dezvoltat, între ghilimele, aceste zone citadine au avut caractere strict subiective și personale și niciun caz de interes al comunității. Corect. Însă v-aș mai întreba ceva foarte important. Pentru că proveniți din Sistemul Național de Securitate, Sistemul de Securitate Național. Ce măsuri credeți că ar trebui luate sau ce ați propune dumneavoastră ca parlamentar pentru ca situația infracțională, IFOV-ul este bine cunoscut, fiind captivant prin zona industrială deosebită, știți bine că avem foarte multe angrouri, supermarketuri și așa mai departe în zonă, foarte multe zone unde locuiesc, e foarte adevărat elemente infracționale, să nu le spun interlopi. Știm bine foarte multe cazuri petrecute în județul Ilfov. Și atunci, ce măsuri credeți că ar fi benefice pentru liniștea și ordinea publică în județul Ilfov, din punctul nostru de vedere? În primul rând, trebuie să considerăm că și persoanele care sunt numite interlopții astea sunt cetățeni români. Trebuie să-i convingem că, în primul rând, trebuie să respecte legile din România. În al doilea rând, cred că poliția și chiar și administrația locală din... Și poliția locală, că avem și acolo. Da, care și trebuie să-și facă datoria. Trebuie să... cred că la un moment dat... Cum pot fi destructurate aceste, știu eu, organizații în stil mafiot, cum sunt numite, într-un mod așa metaforic? Destructurarea... Ce ar putea... Și chiar și la nivelul instituției fundamentale, a Ministerului Administrației și instituție fundamentală de coerciție. De ce totuși nu funcționează la parametrii maximi acest minister? Eu cred că destructurarea acestor grupuri și, în primul rând, revine Poliției Naționale, care are alte mijloace față de polițiile, în special, să dăm exemplu, Poliția Județului Ilfov. Da. Poliția Națională are alte mijloace și alte tehnici de a vedea mișcarea infracțională a persoanelor respective. Dacă, după părerea mea, cred că s-ar lua măsuri mai concrete legate de, cum să vă spun, cred că la un moment dat se bate monedă foarte mult că se începe urmărirea penală împotriva anumitor persoane, iar tergiversarea lor în ani de zile le dă posibilitatea să arunce asupra cetățenilor aura că nimeni și nimic nu se apropie de ei. Deci ce nu este fundamentală, adevărat, zic eu, și care și domnul Dan Vasile ar putea să ne răspundă vis-a-vis de județul Ialomița, și acolo, că de fapt în orice județ al României există anumite elemente de ordin infracțional. Totuși, independența justiției, faptul că politicul intervine în actul de justiție, în actul de numire a unor șefi de inspectorate, a unor structuri, a unor direcții din cadrul MAI, din cadrul altor ministeri, aici nu vorbesc numai de Ministerul Administrației și Internelor, vorbesc chiar și în cadrul Ministerului Justiției, că vorbim acolo de Administrația Națională a Penitenciarilor, vorbim de alte structuri cu atribuții în apărarea securității naționale a României și implicit siguranța cetățeanului. Ce ar trebui făcut din punctul nostru de vedere? Cum știți, cum zice toată lumea, că trebuie luate măsuri prima dată de la nivel înalt. Având în vedere că foarte multe numiri se fac mai mult pe prietenii sau pe alte... Pe încredere.
Știu. Alte considerente care cred că la un moment dat nu și-au rolul în numirile respective. Eu cred că trebuie să fie numiți oameni care știu cu adevărat ce au de făcut în momentele în care sunt puși într-o funcție publică și în special să vorbesc despre Ministerul de Interne. Cred că sunt foarte multe persoane care au ajuns în funcții de comandă care nu au avut o activitate De teren, să-i spun așa, nu? Da, sau poate o activitate... îi iei de la birou și îl pui șef de inspectorat sau ceva, sau iei din alt județ și îl pui să fie șef la info. Cunoaște el zona tactică a inspectoratului respectiv și situația din teren? Sau îi trebuie câteva luni ca să înțeleagă? Sau discută cu adjuncții? Care ar fi aici? Păi, în primul rând, vă dați seama că trebuie să cunoască topografia locului respectiv și să cunoască starea infracțională. Cel mai indicat ca persoana care accede într-o funcție de comandă, în special la inspectoratele județene, trebuie să-și fi desfășurat cel puțin 5 ani activitatea în județul respectiv, să aibă habar. Și atunci intervin anumite obiecții, pentru că se consideră, domnule, dacă de 5 ani el activează în cadrul unui inspectorat sau unei poliții municipale, deja cunoaște tot ce înseamnă mediul de afaceri, lumea așa mai departe și deja are niște ramificații. Se merge și pe ideea asta, din păcate. Deși n-ar trebui să meargă, ar trebui să se meargă exact pe ideea care a spus-o dumneavoastră, dar din păcate în România cam așa se ghidează acum și se iau un șef de inspectorate și se pun din alte județe tocmai pentru a nu fi implicați în relații de afaceri, în fel de fel de relații cu mediul de acolo din zonă. E o teorie, nu zic că e o realitate. Aveți dreptate, dar în primul rând orice om care ajunge într-o funcție de comandă trebuie să-și facă datoria. Așa ar trebui. Lăsând la o parte partipriurile sau alte chestii, cum a zis dumneavoastră, că cunoaște anumiți agenți economici sau să-i cunoască, nu este nicio problemă, dar să respecte legea. Da. Degeaba spunem că domne este omul cel mai potrivit dacă persoana respectivă începe să aibă alte relații decât cele normale și cele legale. Foarte corect spus. Deci iată o problemă, zic eu, ați putea să o treceți, dacă n-ați trecut-o deja, în programul proiectului noastră, pentru că și județul IFRO se confruntă din punctul ăsta de vedere cu un fenomen infracțional destul de avansat. Apoi, ce alte aspecte, ca să pot după aceea să-l întrebi pe domnul Dan Vasile, legat de ceea ce ați vrea dumneavoastră să faceți pentru cetățenii județului Ilfov? La ce v-ați mai gândit? Vă dați seama că majoritatea faptelor penale sunt, având în vedere că este un județ de tranziție, exact. În termenii polițienești se mai numesc și infractorii voiajori. Da. Că vin și pleacă și sunt foarte greu. Anumite fapte săvârșite de aceste persoane sunt foarte greu de depistat, până la urmă. Depistat da, și da, de probat, în primul rând, sigur. Că degeaba o depistezi dacă nu poți să ai probe împotriva persoanei respective. Iar dacă ele se plimbă foarte mult și asta, vă dați seama că este foarte greu, în special să probezi anumite infracțiuni săvârșite de aceste persoane. Da, să sperăm că lucrurile vor evolua. Pauză și revenim pentru ultima parte a emisiunii. Mulțumim! Ia uite,
Uite la ea, grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. El, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Societatea comercială Telecerna SRL, prin balastiera Rapoltul Mare, stația de asfalt și stația de betoane, vă oferă în Hunedoara și județele limitrofe asfalt și mixturi asfaltice BA16 și BA22,4, precum și o gamă largă de betoane de la B150 la B400. Vă oferim de asemenea prin stația de sortare nisip și sorturi între 0,4 și 0,8, precum și pietriș între 8 și 16 mm sau 16,22,4 mm. Informații suplimentare la telefon 0254 264 038 sau la adresa achiziții.telecerna@yahoo.com. Vă așteptăm! Simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne, nutriție, frumusețe, remedii naturiste, actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Ultima parte a emisiunii, stimați telespectatori, din această seară, evident, și l-aș întreba și pe domnul Dan Vasile, care, repet, este președintele organizației Partidului România Mare a județului Ialomița și candidat totodată la Senatul României din partea acestui partid, ce aspecte a identificat dânsul în județul Ialomița că ar trebui să intre în preocuparea sa ca viitor parlamentar și ca proiect prin care încearcă să obțină votul cetățenilor din acest județ. Vă rog. Sunt foarte multe. Sunt foarte multe și de ordin social, sunt foarte multe și de ordin organizatoric, sunt foarte multe și din lipsa de resurse pentru reabilitările necesare în agricultură. În primul rând,
Eu când eram mic și am copilărit în praful Bărăganului, nu pot să uit că mătușile mele îmi spuneau: copile, voi cei de la oraș să nu uitați niciodată că țăranul român vă pune pâinea pe masă. Din nefericire, evoluția nu a fost cea constructivă. Din nefericire, s-a degradat și structura socială printr-o incoerență de protecție socială, de integrare socială, de susținere a calității cetățeanului în arealul social românesc. Mai mult decât atât, am ajuns în situația în care dacă țăranul român, să-i spunem așa, cu toate că în ziua de astăzi puțin mai sunt cu adevărat țărani, cei mai în vârstă, cei tineri sunt fermieri, sunt în alte structuri organizați sau sunt plecați din țară, din nefericire. Românul și-a luat traista în băț și a plecat pe meleaguri străine ca să muncească, să-și câștige un trai civilizat pentru el și familia lui. Fac câteva spicuiri în sensul că toate aceste aspecte le-am prins într-un program politic pentru următorii 4 ani al Partidului România Mare. Partidul România Mare, care vrea să țină cont de cetățean, de patriotism, de națiune și de reașezarea într-o manieră coerentă a relațiilor între stat și cetățean. Vorbeam de Ialomița. În Ialomița, să știți că cei care nu se roagă la Dumnezeu să le trimeată ploaie, și știți foarte bine că anul acesta ploaia a lipsit fundamental, chiar mult prea agravant. Motivațiile cred că contează mai puțin vis-a-vis de natură și de plante. Cei care n-au forat și nu construiesc și cheltuie enorm de mult pentru irigații, ceilalți se uită la cer și, dacă nu m-a lăsat memoria încă, țin minte o emisiune la o televiziune unde un cetățean din județul Ialomița plângea că i s-a distrus o livadă întreagă de pom fructifer din cauza lipsei de apă. Cu toate acestea, sunt oameni de valoare în România, cercetători din sfera academică, din sfera oamenilor de elită cu adevărat, care luptă și construiesc proiecte care vizează reabilitarea sistemului de irigații din România. Există un colectiv de oameni super valoroși, cum de altfel există în foarte multe domenii, care au lucrat pentru un proiect de reabilitare pentru o suprafață de peste 1 milion de hectare, în condițiile în care România la ora asta, ca suprafață irigată, este la coada țărilor europene care au agricultură. E până și în spatele Greciei. Problema este că guvernanții și cei care primesc votul de încredere și în Parlament ar trebui să țină cont că sunt aleși de popor. Partidul România Mare
vrea să ofere cetățeanului încrederea și confortul că îl vor reprezenta cu tărie în Parlament și, dacă voință există, și în guvernare. Da, e foarte adevărat. Scuze că vă întrerup. Din păcate însă, competiția asta electorală generează o luptă inegală între marile partide și celelalte partide. De ce? Fiindcă în condiții de pandemie, știți foarte bine, nu puteți să vă manifestați în anumite situații prin care ați putea aduce la cunoștința electoratului anumite programe, proiecte și așa mai departe, fiindcă nu se permit manifestațiile publice cu număr mai mare de câteva persoane, nu se permit, zic eu, anumite aspecte ce țin de transpunerea la cunoștința electoratului a tuturor proiectelor pe care dumneavoastră le aveți în plan, și aici nu mă refer numai la Partidul România Mare, ci și la alte partide care încearcă să acceadă în Parlamentul României, să creeze un grup parlamentar, să aibă o poziție, zic eu, rezonabilă. Însă un lucru foarte important în acest an 2020 este că unele partide au înțeles să treacă pe linie moartă unele persoane care au deja 6-7 mandate în Parlamentul României și că este nevoie de o revigorare a Parlamentului României, dar eu aș spune de o resetare, în sensul în care aceste două mari partide care au oscilat la conducerea României în cei 29-30 de ani, respectiv Partidul Socialist, Partidul Democrat și Partidul Național Liberal și PSD-ul, clar că acestea nu ar trebui să-și mai găsească în acest moment locul pe care l-au avut până acum în conducerea statului român. Iar electoratul care nu s-a prezentat la vot în ultimii ani, pentru că 55% dintre cetățenii români au ales să nu-și exercite dreptul de vot și să stea deoparte, eu știu, manifestându-se indiferent față de tot ceea ce înseamnă clasa politică, ar trebui treziți la realitate de către anumite partide, printre care și Partidul România Mare, de ce nu? Pentru că sunteți un partid foarte puternic, bine cunoscut și, din păcate, în acest moment nu ați avut posibilitatea să vă faceți cunoscută reapariția pe scena politică la toți cetățenii români cu drept de vot, pentru că, vă asigur, dacă ar ști tot electoratul că Partidul România Mare a revenit pe eșichierul politic ca un partid de grup, ca un partid strâns în, eu știu, organigrama unor personalități ale vieții, eu știu, educative, ale vieții culturale, ale vieții economice a statului român, s-a schimbat puțin modalitatea de gândire a electoratului, însă, din păcate, timpul scurt nu permite încă o astfel de ieșire la rampă. De aceea îl întreb pe domnul Andrei Nicolae, dacă în acest moment consideră că ar fi utilă amânarea alegerilor din punctul nostru de vedere. Din punctul meu de vedere, sau mai precis, cazurilor care sunt la ora actuală de COVID și asta și de distanțare socială, cred că ar trebui amânate. Eu cred că maniera în care e produsă acțiunea alegerilor, să-mi fie cu iertare, noi în momentul de față discutăm cu atâta vehemență despre protecție, despre distanțare fizică, despre măsuri de a ne feri. Dar spuneți-mi și mie, într-o secție de vot unde ștampila este dată... Ce scuze din... că avem un telefon. Da, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Andrei Gheorghe, din Giurgiu, Ploiești. Vă ascultăm, bună seara! Deci vin din partea de vot a județului Giurgiu. Da? Așa. Pentru domnul de la PNM, uite, da, ați avut o idee genială.
formație din ăsta informativ și se folosesc titlul de patriotism. Puțin mai sunt oameni în România care vorbesc de patriotism. De 30 de ani, România a uitat ce înseamnă patriotismul. Dacă vreți, da, este o mare bucurie pentru mine că apare termenul patriotism. Eu fiind un om autentic de stânga, da, și mi-aduc aminte când în maestatul PNV Răposatul, de la Tudor, m-a cunoscut într-o la Cedea, încerc să plâng, poate, și a zis, măi, numai cu stânga poate să se facă ceva în România. O stângă autentică. Dacă ne uităm astăzi la partidul care a fost cel mai mare, un om cel mai mare, e vorba de PSD. Astăzi este într-o cădere totală. Of, Doamne, și ne uităm, ne uităm de ce a căzut. Pentru că așa s-a avut de dincolo de votarea țării. O spun cu toată responsabilitatea. Nu știm să ne apărăm interesul național. Da. Mă bucur că văd în fața dumneavoastră un om care gândește altfel decât mulți dintre cei care reprezintă interesul național. Sigur că trebuie să vină cu un program, dar să spunem că crede o forță autentică de stânga în România. Numai așa puteți reuși, domnul Iisusa. Am înțeles. Da. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Nu vreau să continui. Poate că mai aveți ocazia și mai am ocazia. Sigur. Să intervin. Atât de multe probleme sunt în România că ar trebui toți oamenii care gândesc în interesul național să-și dea mai indiferent de forma de guvernare din care vin. Numai așa putem să dăm acești oameni care au apărut ca, cum să zic eu, să nu folosesc un cuvânt uite, eu ca să fiu sincer, am cunoscut două persoane, personalități ale lumii, în cursul acestor perioade de alegeri. Dom'le, nu sunt oameni necunoscuți. Toți oamenii de organizații județene trebuie să caute ca în tânul organizațiilor județene să fie oameni cu adevărat oameni. Nu la 25 de ani. Da. Da? Avem o mare problemă. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru intervenție. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Mulțumim pentru intervenție. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumim mult. Toate cele bune. Oricum, toate aceste aspecte pe care le-a solicitat și interlocutorul dumneavoastră, al nostru. Da. Se regăsesc în programul politic al partidului. Tocmai de-aia, și în ce scuze că întrerup puțin. Nu întâmplător, patriotismul trebuie să fie un punct de reper. Patriotismul pentru manifestarea trece prin stomac. Manifestarea dacă nu aleșilor. Trece asta prin stomac. Care, iar da. Pentru ca să putem să avem grijă ca românul să țină cu România, să nu mai pună bocceluța în băț și să plece pe țări străine, trebuie să-i întărim existența la el în țară. Trebuie întărită protecția și integrarea socială. Trebuie cultivat dezvoltarea păturii de mijloc. Trebuie încurajată fiecare organizație care ține cu țara și pentru țară. Deci, în primul rând, trebuie să avem grijă noi de ce se întâmplă cu situația țării noastre. Iar în primul rând trebuie să mergem la vot, chiar dacă opțiunea este România Mare, este opțiunea dumneavoastră. Cum să facem să influențăm să iasă la vot? Că nu putem să-i obligăm, e liber, estimat
Să punem nuiaua pe ei, ce să le facem? Nu se poate face cu nu cu forța, impunere. Evident, pentru că votul e liber exprimat, nu este obligatoriu. Dar ce putem face? Din nefericire am remarcat chiar și în județ o stare de dezamăgire vis-a-vis de zona politică, o stare de lăsare vis-a-vis de implicarea dreptului de la mod cetățean. La mod general se întâmplă în țară, din păcate, această atitudine. Din nefericire, toate sunt generate de trista evoluție a ultimilor zeci de ani în politicul corect, românesc. Pentru că mai avem decât 3 minute, pentru fiecare dintre dumneavoastră v-aș întreba un scurt mesaj către electorat. Și încep cu dumneavoastră, domnule Dan Vasile, ce le-ați transmite cetățenul cu drept de vot din județul Ialomița, de ce să voteze Dan Vasile candidat la senatorul României din partea României Mare? Să voteze Partidul România Mare. Partidul este cel care poate căpăta forță și de a avea atitudine prin reprezentanții pe care îi pune la dispoziție cetățeanului. Partidul este cel care și-a angajamentul, iar reprezentantul este cel care face dovada acestui angajament. Mulțumesc. Domnul Andrei Nicolae, candidat din partea Partidului România Mare în funcția de senator județul Ilfov, vă rog. Eu, în primul rând, cred că toți cetățenii trebuie să-și exprime dreptul de a vota. Este dreptul lor constituțional și trebuie să profite de această ocazie. Dacă cetățenii județului Ilfov au încredere în noi, în Partidul România Mare, și cred că vom lupta pentru interesele lor și pentru a aduce un plus în, cum să mă exprim, în viața de zi cu zi a persoanei. Nivelul de trai și tot ce înseamnă asta, da. Ar trebui să voteze. Trebuie să iasă în primul rând la vot, exact. Și după aceea ce le dictează sentimentul, dacă au un sentiment naționalist, dacă cred în valorile României, dacă cred că persoanele, în special noi, putem să facem ceva pentru România și în special pentru ei? Eu cred că totuși în sufletul fiecărui român există sâmburele de patriotism. Să nu uităm că atunci când, indiferent de situație, de moment, se ridică steagul României, cred că în fiecare suflet de român există o emoție, o lacrimă în colțul ochiului și o dorință pentru mai binele națiunii. Asta o putem realiza cu voința alegătorului, cum a spus și colegul meu, și în mod special cu un angajament clar, ferm, fără promisiuni de șarte, cum își propune Partidul România Mare. Eu vă doresc mult succes în competiția electorală amândurora, doresc succes Partidului România Mare, să închei cu o singură întrebare. Vă considerați patriot, domnul Andrei Nicolae? Eu cred că m-am născut patriot. Această calitate... Da. Chiar mi-aș dori ca toți cetățenii României da. Să... Mulțumesc să... mult, din păcate nu mai este timp. Mulțumim telespectatorilor, mulțumim celor care au intrat în direct cu noi prin telefon. Toate cele bune, o seară frumoasă!